Această emisiune vă este oferită de Spitalul Sfântul Constantin. Suntem campioni la consumul de antibiotice. Românii sunt fruntașii Europei când vine vorba de cantitatea de antibiotice întrebuințate. Fie că sunt prescrise de medici în spitale, fie la cabinete sau pur și simplu cumpărate din farmacii. În mintea multora, antibioticele par soluțiile ideale pentru tratarea oricăror afecțiuni. Complet greșit, susțin medicii, care avertizează că un consum mare de antibiotice duce la creșterea rezistenței bacteriilor și implicit la mai puține soluții de tratament. Doamna doctor, aș dori să discutăm astăzi despre o temă foarte actuală pentru noi ca populație. România se află din nou într-un top, sau poate nici n-a ieșit niciodată în ultimii ani, într-un top nedorit al consumului de antibiotice. Cum e treaba? Cum stăm în această privință? Suntem în acest top din anul 2012-2013, pentru că de atunci au început cât de cât să apară niște raportări ale consumului de antibiotice din România către organismele europene abilitate. Cei care centralizează aceste date sunt în principal organisme vest-europene. Ne bazăm mult pe rezultatele Centrului European de Control al Bolilor Transmisibile, ACDC. În datele lor, pe ultimii ani, 2015-2016, din păcate, suntem pe primul loc la consumul de antibiotice în mediul spitalicesc și pe locul 2 la consumul de antibiotice în mediul comunitar. Ceea ce înseamnă că aceste antibiotice categoric se folosesc excesiv atunci când nu trebuie și mai ales când nu ajută. Luăm de multe ori antibiotice pentru că avem senzația că ele ne ajută, că ele ne sunt necesare, că ele trebuie să fie administrate în tratament, fără să avem, de fapt, niciun fel de bază științifică la administrarea acestora. Ar fi atât de simplu să facem câteva analize de sânge care ne arată dacă infecția este virală sau bacteriană. Dacă este bacteriană și este necesar tratament antibiotic, îl luăm. De asemenea, ar fi atât de simplu să luăm niște examinări bacteriologice, la care să vedem ce fel de, sau prin care să vedem ce fel de microbi ne cotropesc și mai ales care este sensibilitatea sau rezistența lor, pentru că atunci automat și tratamentul antibiotic, dacă este necesar, se poate face țintit. De asemenea, este extrem de important să definitivăm odată pentru totdeauna diferența între colonizare bacteriană și infecție. Pentru că de multe ori recoltăm urocultură pe sondele urinare, care se știe din start că se colonizează foarte repede cu microbi, formează un biofilm în interiorul căruia, ca într-o rețea foarte bine pusă la punct, microbii stau bine mersi, dar care nu produc propriu-zis infecție. Și practic tratăm rezultate pozitive de urocultură luată pe sonde, de exemplu, fără ca ele, de fapt, sau fără ca aceste rezultate pozitive să arate propriu-zis o infecție. Bineînțeles că și pacienții cu sondă urinară, de exemplu, pot să facă infecții urinare. Pot să prezintă o multiplicare a germenilor de la acest nivel, pot să facă frisoane, febră sau dureri suprapupiene sau să prezinte în formula leucocitară o leucocitoză și un sindrom inflamator. Da, acolo tratamentul antibiotic este indicat. Dar a trata o urocultură pozitivă fără aceste simptome sau modificări de laborator este absolut excesiv și nu facem decât ca prin aceste măsuri acei microbi care se găsesc în mod normal în biofilmul sondei urinare, de exemplu, sau oricărui alt cateter sau dispozitiv invaziv, să devină din ce în ce mai rezistenți. Este, într-adevăr, această problemă una de sănătate publică, nu numai în cazul nostru, al României. Eu înțeleg că la nivel european se trag semnale de alarmă în această privință. Exact, la nivel mondial aș putea spune și aș putea spune că este o problemă de sănătate națională sau de siguranță chiar națională, pentru că, din păcate, suntem expuși ca și personal medical sau ca și pacienți, în primul rând, acestor microbi multirezistenți. Din păcate, selecția sau producția de noi molecule antibiotice este mai mult decât deficitară, iar cele pe care le aveam inclusiv de rezervă devin încet încet ineficace, astfel încât ne trezim foarte ușor că avem de luptat cu un microb rezistent fără să avem armele necesare. E o problemă extrem de importantă care preocupă statele lumii, aș putea spune, inclusiv anul trecut în octombrie am participat la New York la o întâlnire a decidenților pe cale medical sau pe nivel medical din toate țările lumii care au fost chemați acolo și s-a tras un semnal de alarmă asupra abuzului de antibiotice, asupra rezistenței la antibiotice a microbilor circulanți. Bineînțeles că vorbim în primul rând de noi ca și pacienți sau cadre medicale.
Dar, practic, în această problemă a rezistenței antimicrobiene sunt angrenate mult mai multe structuri și mult mai multe populații. M-aș referi în egală măsură și la populația veterinară, pentru că, din păcate, există un exces de terapie antibiotică la populațiile tinere de păsări sau de animale, care sunt ajutate în acest fel să facă mai puține infecții, astfel încât să atingă acea maturitate dorită de crescător cât mai repede și în condiții cât mai bune. Pe care noi le consumăm până la urmă. Bineînțeles. Problema este că aceste terapii antibiotice la animale sau la păsări se dau cu doze sub doza sau se administrează în doze mai mici decât cele terapeutice, ceea ce nu fac decât să creeze o presiune de selecție pentru apariția microbilor multirezistenți și, practic, să favorizeze apariția acestor microbi. Microbii rezistenți au, practic, sau din punctul de vedere al microbilor, se consideră că este un mecanism de evoluție această apariție a rezistenței, pentru că, practic, ei sunt supuși unor terapii agresive antibiotice, față de care ei își dezvoltă niște mijloace de rezistență. Aceste mijloace de rezistență naturale, dar care sunt induse de noi ca și terapia, prin terapiile antibiotice administrate, sunt practic niște puncte de rezistență transmisibile între mai multe populații sau în aceeași populație de animale sau de păsări. Astfel încât odată ce apare o astfel de genă multirezistentă, ea practic se extinde foarte ușor atât pe linie orizontală cât și pe linie verticală. Aceste gene codificatoare de rezistență ale microbilor, din păcate, nu sunt distruse prin mijloacele termice sau de pregătire culinară obișnuite, astfel încât ele pot foarte ușor să fie transmise nouă ca și consumator. Astfel încât deja este un prim lanț sau o primă succesiune între utilizarea terapiilor antibiotice la animalele sau păsările de crescătorie și noi. Și cred că și la pește. Și la pește, bineînțeles, sunt din păcate în aceeași situație. Să nu uităm că, de fapt, pe lângă proteine animale sau, de fapt, proteine animale sau consum de pești, consumăm și o serie de cereale sau de alte produse ale pământului, care, de asemenea, sunt supuse unor terapii insecticide de nivel din ce în ce mai înalt, cu performanțe din punct de vedere insecticid din ce în ce mai bun, dar din ce în ce mai nocive pentru plantele respective sau pentru oamenii care consumă plantele. Astfel încât atunci când vorbim de rezistența antimicrobiană, nu ne referim doar la oameni, ci ne referim și practic la partea de agricultură, ne referim practic și la partea veterinară. Pentru că este o îngemânare strânsă între cele trei sectoare principale de activitate. Când vorbim despre antibiotice, în urmă cu 100 de ani se inventau, 100 și de ani se inventau primele antibiotice, anumite infecții au început rând pe rând să fie puse la pachet, să spunem, aproape am eradicat anumite boli datorită și antibioticelor. Parcă ne întoarcem un pic înapoi. În ultimii ani, nu știu, așa am eu impresia, au reapărut tot mai multe cazuri, persoane care n-au mai putut fi salvate după ce au contactat anumiți microbi, pentru că există această rezistență la antibiotice. Exact. Din păcate încă nu am aniversat al sutelea an după inventarea penicilinei de către Fleming. Și iată că ne aflăm practic încet, încet în aceeași situație. Atunci nu existau antibioticele, oamenii mureau de boli bacteriene pentru că efectiv nu aveau un remediu eficace. Acum, pe lângă penicilina, care încet, încet a fost depășită de multe alte antibiotice care au apărut și naturale și de sinteză, ne aflăm în situația de a avea practic mai multe terapii antibiotice, dar a nu avea față de cine să le folosim într-un mod eficient. De ce? Pentru că, din nou, suntem în situația de luptă inegală între microbi și noi ca și apărători ai sănătății, pentru că atunci aveam microb multisensibil, dar nu aveam antibiotice, acum avem antibiotice, dar avem microb multirezistenți față de acele antibiotice. Nu știu care dintre situații este mai gravă, pentru că ceea ce vedem acum de zi cu zi și în întreaga lume, nu numai în țara noastră, este alarmant. Este un număr în creștere al infecțiilor nozocomiale, un număr în creștere al microbilor multirezistenți și, din păcate, un arsenal din ce în ce mai redus de terapii antibiotice cu care noi să ne luptăm împotriva lor. Vorbeați la începutul interviului despre două categorii de topuri, să spunem. Rezistența la antibiotice în spital și în comunitate.
Știu, se practică iar de câțiva ani bine. Populația să ceară medicamentele pe care le consideră eficace, fără neapărat a merge la medic. Se face o presiune în farmacie, poate, sau chiar și la medicul de familie. Cum stă treaba în privința asta? Când ar trebui neapărat să luăm un antibiotic și când să mai așteptăm până la o clarificare? Da, din păcate, există această presiune din partea populației care consideră că un tratament antibiotic este binevenit și nu face decât bine. De asemenea, este concepția multora dintre colegii mei medici, din păcate, care spun că dau un antibiotic ca să știe că, din punctul lor de vedere, au dat cam tot ce ar fi fost de dat acelui pacient. Dar este profund greșit, pentru că, exact cum am spus până acum, selecționăm o rezistență din ce în ce mai mare. Din fericire, în farmacii se liberează din ce în ce mai greu și mai puțin terapie antibiotice fără rețetă, sau ce-a mai observat un mic compromis, se dă o terapie pentru o zi până când medicul reușește să ajungă la, până când pacientul reușește să ajungă la medic. Eu mă bucur foarte mult de această rezistență a farmaciștilor împotriva administrării antibioticelor fără rețetă, pentru că este important de undeva să se înceapă și să fie o consecvență cât mai aproape de 100%. De asemenea, este foarte important pentru pacient să ceară ajutorul medicului. Știu că e greu, pentru că de multe ori sunt liste de așteptare, este înghesuială mare, sunt mulți oameni bolnavi, ți-e teamă că mergi să ceri ajutor și mai prinzi și altceva pe acolo. Dar este important atunci când este un sindrom febril, cu o stare generală influențată, cu anumite semne sau simptome ce țin de diferite aparate și sisteme, gen respirator sau urinar sau digestiv. Când vede că trec câteva ore și starea generală nu se ameliorează cu simptomatice simple, gen albucalmin, paracetamol sau antiinflamatorii nesteroidiene, este foarte important ca pacientul respectiv să meargă la medic. E greu să dai o rețetă universal valabilă, să spui până aici nu mergi, de aici mergi, până aici nu îți trebuie antibiotic, de aici îți va trebui, pentru că fiecare pacient este absolut unic și în cazul fiecărui pacient este de decis ce ai de făcut mai departe. Eu ce recomand și promovez și fac eu însă ca și medic primar de boli infecțioase este că atunci când am de-a face cu un pacient cu un sindrom febril, indiferent de localizarea acestuia, să fac rapid de bază două analize extrem de importante. Acea hemoleucogramă care îmi arată numărul de leucocite și proporția leucocitelor și o proteină C-reactivă care îmi arată nivelul inflamației. De foarte multe ori, cu o sensibilitate de aproximativ 70-80%, cele două analize îmi pot spune dacă este vorba de ceva viral sau bacterian. Și deja prima decizie pe care trebuie să o iau, pot să spun că o iau în cunoștință oarecum și de în câteva cauză. Ore, nu neapărat Într-o trebuie aștepta. Într-o oră, o oră și jumătate, două ore, mai mult nu am nevoie ca să fie gata aceste analize, pentru că sunt analize efectiv de bază și disponibile la orice laborator, oricât de puțin dotat ar fi el. Deci este extrem de important să-ți documentezi decizia pe ceva. Ne luptăm, din păcate, din ce în ce mai agresiv și cu număr din ce în ce mai mare de cazuri de infecții cu Clostridium difficile. Este un microb care poate să colonizeze tubul digestiv, dar într-o proporție relativ redusă, care poate să stea bine mersi acolo o perioadă variabilă de timp, dar care în momentul în care îi se tulbură acel echilibru în care el stă și își vede de ale lui, să se manifeste în grade variate de gravitate care pot să conducă până la deces. Și pentru care soluțiile sunt limitate. Sunt foarte limitate. Practic, pentru trezirea acestei bestii, aș putea să-i spun, acestui Clostridium la viață, terapia antibiotică cu spectru larg care distruge flora protectoare este principalul factor declanșator. Odată ce apare această infecție cu Clostridium și care poate să evolueze cu frisoane, cu febră, cu tulburări digestive și scaune diareice care pot evolua până la un abdomen acut chirurgical sau ileu sau pur și simplu perforație, practic calea poate să fie extrem de scurtă și extrem de rapidă. Exact cum ați spus, din păcate, arsenalul terapeutic împotriva acestui Clostridium la noi în țară este redus. Avem metronidazolul, care este unul dintre tratamentele de bază, dar care de multe ori este greu tolerat. Avem vancomicina, dar care nu este disponibilă sub formă de tablete, ci doar soluție injectabilă pe care poți la o adică să o diluezi, să o bei sau să o administrezi sub formă orală pacientului, ceea ce nu e foarte corect. Sau mai este un medicament, se numește fidaxomicina ca și substanță activă și care este disponibil în România, dar doar în centre atent selecționate pentru că prețul de cost este exorbitant.
Și atunci, iarăși, ajungem la un abuz de antibiotice care conduce la o creștere a cazurilor de clostidium, pentru că, practic, le favorizăm apariția și, ca urmare, implicit și răspândirea în populație, față de care nu prea avem cu ce să ne luptăm decât două antibiotice mari și late disponibile în marea masă a populației. Deci, iarăși, este un aspect extrem de important și grav cu care ne confruntăm. Cum vă explicați că, nu știu, medicii, colegii dumneavoastră prescriu atât de ușor antibiotice în România? Sunt încă șocată de multe ori când văd cum efectiv din reflex se pun niște terapii antibiotice care după aceea se uită să fie oprite. Sau pur și simplu se pun niște doze incorrecte, mai ales subdozat, care iarăși este un mecanism extrem de perfid de selectare a rezistenței. Mă mir cum se recurge la tratamente antibiotice de rezervă, aș putea spune, și oral și parenteral, pentru tratamentul pacienților cu afecțiuni infecțioase simple, unele dintre ele chiar virale. Deci aici cred că avem o problemă foarte mare în ceea ce privește pregătirea medicilor de medicină generală sau de diferite specialități în ceea ce privește terapia antibiotică. Din păcate, nu avem niște cursuri țintite care să fie ținute acestor medici de către cei care se ocupă în mod direct de terapia antibiotică. Iar aceste cursuri, și dacă se țin, de obicei sunt cu o tematică destul de învechită și fără să fie foarte practice. Ți se prezintă grupele mari de antibiotice și spectrul de acțiune și cam atât. Dar, după părerea mea, ar trebui să fie totul foarte practic, interactiv și în permanență înnoit și updatat cu datele din literatură. Pe de altă parte, pe lângă această lipsă de informare a medicilor în ceea ce privește prescripția antibiotică, aș spune că se simte foarte mult în spitalele cu mai multe specialități medicale sau chirurgicale lipsa infecționiștilor. Nu doresc să trag spuza pe turta mea pentru că eu sunt un astfel de medic. Dar mi se pare extrem de important să fie un medic infecționist într-un astfel de sistem sau într-un astfel de spital, care să poată coordona necesitatea terapiei antibiotice, administrarea acestor terapii, să regleze doza atunci când pacienții au anumite comorbidități care necesită o reglare a dozei, să stabilească foarte clar durata terapiei antibiotice. Practic, să fie un fel de polițist al terapiilor antibiotice, care, practic, în acest mod, cred că s-ar putea foarte frumos corela cu necesarul real al pacientului și nu să se facă abuzuri din lipsă de cunoștințe sau dintr-o dorință mai mare de siguranță față de terapia pacienților. Vorbeați de subdozaj. Cât de important este însă și durata tratamentului? Sunt persoane care la primele simptome de îmbunătățire a stării generale renunță la antibiotic, mi-a trecut, nu mai fac febră, nu are sens să-l mai înghit degeaba, 3 zile e suficient. Exact, este o altă mare problemă, pentru că, iarăși, ce vezi în practica de zi cu zi? Unii oameni, unora le prescrii 3 ori o tabletă pe zi, iau doar două pentru că 3 li s-a părut prea mult. Sau exact cum spuneți, iau o zi sau două, văd că febra începe să scadă sau chiar dispare și se opresc din terapie. Sau este acea confuzie permanentă cu fostul Biseptol, spun denumire comercială pentru că are alte denumiri comerciale în prezent, care nu este considerat ca și antibiotic de către pacienți, ci ca un medicament oarecare. Și, practic, sunt situații extrem de frecvent întâlnite în care terapia se oprește inopinat, înainte ca antibioticul să fie omorât, practic, populația țintă de germen, sau când antibioticul se dă incorrect din punct de vedere al dozajului. Și, practic, sunt factori extrem de importanți care conduc la selectarea tulpinilor rezistente. Eu vă vorbesc mai mult de bacterii, pentru că de asta mă ocup, dar în aceeași situație suntem cu virusuri care devin din ce în ce mai rezistente, inclusiv herpesvirusurile tratate foarte mult cu aciclovir, inclusiv fungii tratați foarte mult cu fluconazol și care devin din ce în ce mai rezistenți, sau să nu uităm, de exemplu, de bacilul Koch, care produce tuberculoza și care, din păcate, prezintă profiluri din ce în ce mai înalte de rezistență la tuberculostaticele standard. Și din punctul acesta de vedere, din păcate, România este pe un loc foarte prost în ceea ce privește infecția cu bacil Koch multirezistent. Deci este o problemă care afectează global toți agenții etiologici întâlniți. Se poate vorbi și de o teamă a medicilor de a nu se întâmpla ceva cu pacientul și atunci, pentru o mai mare siguranță, prescriu medicamentul antibiotic, să fiu eu sigur că de la mine a plecat ok, i-am dat Exact. maximum cât se putea. Exact. Cred că asta este o problemă mai mult decât frecvent întâlnită, pentru că
Există o presiune mare pe medici în ultima perioadă, ca și presiune media sau presiune din punct de vedere juridic sau legal. Ceea ce, din păcate, nu este întotdeauna extrem de constructivă, ci din contră induce o stare de teamă care te face să fii precaut, dar precaut în extremă, din păcate. Este o realitate cu care ne confruntăm, se dau antibiotice doar ca să fie date și ca să fie medicul mulțumit că a dat tot ce trebuia acelui pacient. Însă aici intrăm încet, încet într-o capcană, pentru că dăm antibiotice ca să fie date, dar nu facem decât să selectăm din nou acel clostridium, să-i lăsăm cale liberă să apară. Și atunci putem să fim, pe de altă parte, acuzați că prin terapia administrată am ajutat să apară un alt microb în scenă de care nu era de dorit și de care ne teme. Și nu vorbim neapărat de pacientul respectiv. Acesta poate fi un purtător al acelui microb pe care să-l răspândească la un moment dat în comunitate, clasă, într-o grupă de copii mai vulnerabil, mă gândesc. Exact. Practic este o globalizare a infecțiilor cu germe multirezistenți, tocmai pentru că suntem atât de mobili ca și turiști sau ca și persoane care mergem dintr-un loc într-altul și nu mai este acea atitudine statică ce se descria până acum câțiva zeci de ani. Ne mișcăm, odată cu noi se mișcă și microbii pe care îi avem ca și colonizatori sau ca și infectanți. E ciudat pentru că facem un screening la internare și în ceea ce privește această infecție sau colonizare cu clostridium. Și din păcate este o surprindere din ce în ce mai mare vis-a-vis de cazurile care se pozitivează. Deci ceea ce e descris până acum la noi în țară e destul de soft ca și nivel de informații. Nu avem niște date oficiale, dar în practică, de când facem acest screening, am observat că, din păcate, mulți oameni sunt purtători de acest clostridium sau chiar fac infecții acute cu modificări ale tranzitului intestinal. Din 100 de pacienți, câți sunt? Undeva ar spune cam 5, 6, 7, depinde. Dar ceea ce a fost surprinzător a fost că nu am întâlnit astfel de colonizări sau chiar infecții propriu-zise simptomatice doar la pacienții cu factori de risc. Pacienți cu internări în mai multe spitale, cu terapie antibiotice în antecedente, pacienți oncologici, de exemplu, sau cu alte cauze de imunodepresie. Din păcate, am întâlnit astfel de colonizări sau infecții propriu-zise și la pacienți care nu au avut niciun fel de legătură cu sistemul medical, n-au îngrijit persoane vârstnice sau alți pacienți cu boală diareică acută, să te gândești că ar fi o sursă de infecție acolo, sau la copii care n-au mai fost internați în spitale. Deci, practic, transmiterea există, este o realitate de care trebuie să ținem cont. Din păcate, când apar astfel de cazuri, nu prea știm ce să facem, nu prea știm cum să izolăm, nu prea știm cum să-i tratăm și, iarăși, printr-un caz depistat, practic, este o cometă întreagă în urma lui, o coadă lungă de contaminat care poate să apară și care este de luat în calcul într-un mod direct. Se poate vorbi de costuri în cazul ăsta, foarte mari, mult mai mari decât dacă ai preveni. Da, atât de mult mi-ar plăcea să se pună mai des în acest fel problema, pentru că, într-adevăr, fiecare, sau medicina în general, costă. Fiecare diagnostic sau test de diagnostic costă. Sunt niște costuri directe pe care le vezi, pe care le resimți și care nu-ți convin atunci când apar. Dar întotdeauna dacă le pui în balanță aceste costuri directe pe care le vezi cu costurile indirecte dezvoltate de o infecție care apare în comunitate, care trebuie izolată, tratată, care conduce la absenteism de la locul de muncă sau absenteism școlar, cu siguranță costurile sunt incomparabil mai mari. Puțin gândesc așa, din păcate, și este dureros pentru că avem o problemă, dar negăm să o vedem, negăm să o luăm în calcul, să o disecăm, să vedem care este rezolvarea ei, să punem aceste măsuri în practică. Cum facem noi să prevenim răspândirea acestor infecții care să ducă la o rată mai mică de îmbolnăviri, să spunem? Practic, revenim din nou la igienă. Igiena este elementul de bază și cheie, pentru că printr-o igienă corespunzătoare prevenim să ne infectăm noi cu diferiți germeni, virusuri, paraziți sau fungi sau orice tip de agent infecțios, astfel încât ajungem în situația să nu avem nevoie de aceste terapii. Revin din nou la igiena mâinilor, este ideea obsedantă, dar care cred că este ca un fir roșu care conduce tot ceea ce ține de prevenție în medicină și care este extrem de importantă atât în populația comunitară, copii, adulți, școală, loc de muncă, cât mai ales în spitale. Dacă trecem de partea de igienă a mâinilor, ajungem la partea de igienă a muncii, a activităților zilnice. Iarăși fac distinție între activitatea comunitară și ceea ce se întâmplă într-un spital.
Este important să fim conștienți că fiecare gest contează, că fiecare măsură pe care o luăm ajută sau poate să facă rău cuiva și atunci să conștientizăm activitatea noastră de zi cu zi. În al treilea rând, este extrem de important să fim avizați asupra posibilităților de diagnostic, pentru că în momentul în care știi sau bănuiești cu cine te lupți, automat nu vei da antibiotic într-o infecție virală sau nu vei da un antibiotic cu spectru larg atunci când te ocupi de un microb, de exemplu, multisensibil, care răspunde și la un tratament antibiotic de bază. Este foarte important să educăm populația. Să știe că antibioticele au niște indicații stricte, că se dau doar când trebuie și se iau doar când sunt absolut necesare, iar atunci când se administrează să știe să le ia corect. Practic, un nivel corect de educație sanitară al populației cred că ar fi mai mult decât benefic pentru noi ca și țară și cred că ar schimba multe dintre conceptele cu care încă ne luptăm și cu care, din păcate, interacționăm într-un mod mai mult decât negativ. Săptămâna aceasta, de fapt, la nivel internațional, se sărbătorește, sau mă rog, se ia în calcul sau se marchează exact, mulțumesc, săptămâna de luptă împotriva abuzului la antibiotice. Avem și noi activități pe plan local, cursuri pentru personalul nostru, cursuri pentru pacienți, am făcut diferite flyere și diferite afișe sugestive, prin care încercăm să sensibilizăm populația că nu e această terapie antibiotică întotdeauna soluția invincibilă și imbatabilă. De asemenea, odată cu aniversarea zilei de 5 mai, când se celebrează Ziua Internațională a Igienei Mâinilor, anul acesta manifestările au fost dedicate abuzului de antibiotice și sensibilizării populației împotriva acestui abuz. Sunt aceste afișe disponibile peste tot, în care practic diferite categorii medicale, medic, asistentă medicală, personal de întreținere, pacienți, părinți, personal didactic, de exemplu, au avut fiecare câte un afiș dedicat, prin care li se atrăgea atenția asupra importanței respectării corecte a măsurilor de igienă a mâinilor și implicit asupra scăderii consumului de antibiotic sau a abuzului la antibiotice. Practic, sunt acțiuni care se fac, sunt acțiuni educative. Ceea ce rog eu întotdeauna este ca omul să stea să se gândească. Poate cel care vine și îți arată un astfel de flyer sau un astfel de afiș are ceva de transmis, dorește să te învețe ceva, dorește să te ajute cu ceva în acest mod. De multe ori este dureros când vezi că oamenii trec pe lângă tine, nu te bagă în seamă, când de fapt tu vrei să-i ajuți sau vrei să le spui un lucru bun. E important să-și deschidă mințile, să-și deschidă practic dorința de a cunoaște, de a învăța lucruri noi. 10 secunde durează. Mai mult nu. Pur și simplu sunt toate făcute cu imagini sugestive, cu text cât mai puțin, ca să poată fi parcurs într-un timp cât mai scurt, să nu deranjeze cu nimic timpul, dar este important ca acest mesaj să fie perceput. Această emisiune v-a fost oferită de Spitalul Sfântul Constantin.